Pușcărea este de 10 luni și amenda de 10 milioane. 10 milioane? Da. Cum te cheamă, frate? În viața reală. Nu, frate, în viața reală aici. Hai, frate, că mergem. Aoleu! Bă, ce am ieșit de la magazin de haine și, sincer, nu am nimic cu ce să mă deplasez. Pot să-mi cumpăr oare un telefon de la magazinul alimentar? Nu cred. Da, probabil o să trebuiască să mă duc eu puțin pe autostradă. Avem ceva de mers, dar nu e asta mare problemă. Pentru că, văd eu aici la capă că nu avem niciun telefon, nu avem nimic. Acolo, mă auzi? Am și o întrebare. Unde pot să fac rost de un telefon? Pe șef nou. Șef nou? Da. Așa că nu merge. Pare trebuie să l-am cumpărat de undeva? Trebuie să ai la setări, gen la settings. Ah, ok, ok. Acolo, gen, îți dau bă, dacă poți, rog frumos. Ia, salut. Mersi, vă salut. Aia zi, mă, fraților, uite aici, am bine treabă. Control aici, e poliția sau? Bună seara, bună seara. Bună seara. Cadete Nache Darko, din cadrul poliției de frontieră. Să trăiți mai bine. În mod normal, ar trebui să treceți cu un vehicul, nu cu un scuter. Oh, n-aș putea să trec cu scuterul, gen. Haideți, coborâți un pic jos, vă rog. Desigur, desigur, nu am nimic ca domnul. Așa, da, dar va trebui să... Vă dați ca da. Asta un pic jos din capul? Da, acum, stați așa. Așa, bun, mulțumesc. Un buletin aveți? Da, stați așa, puțin să-l scot. Uitați. Domnul Webby, da? Da, domnul, da. Un permis auto. Trebuie desigur. Un permis pentru și pentru scuterul ăsta, că... Oare mai e valabil acesta? Nu prea mai este valabil, domnul, din păcate. Sper că și asigurarea. Haideți să vă pus... Veniți un pic mai încolo. O să vă încătușesc pentru o percheziție. Ok, ok. Cu spatele la mine, vă rog. Na, știu, domnul polițist, că trebuie pentru scuter. Da, da. Și dacă treceați cu o mașină, ce făceați? E acea situație, să știți. Pe aici n-aveți o sticlă de apă, un 5 taco și un buletin. Da, e în regulă. Bun, haideți să vă explic, da? Da, domnul, spuneți-mi. Legea 2, articolul 203, condus fără permis, constituie infracțiune și pușcărea este de 10 luni și amenda de 10 milioane. 10 milioane? Da. Ce mă fac, domnul? Mă băgați la pușcărie? Și mai este 5 milioane pentru asigurare expirată, înțelegeți? Vă permiteți banii ăștia, 15 milioane, haideți că vă apărând. Pentru permis, vă permiteți? 10? Da. Da. Vă permiteți 10 milioane? Asta să mă uit în bancă. Iau, da, bancă. Bine, haideți că vă iert pentru asigurare, da? Ok. Îmi spuneți dumneavoastră un CNP. 48924. Ma, Kelly. Ma. Așa. Bun. Pentru asigurare vă iert, da? Ca să nu fiu rău. Da, mulțumesc. O să vă pun cătușele. Mă duceți la secție. Faceți de 10 luni de pușcărie. Ok, ok. Sunteți primul care plătește oameni de 10 milioane, să știți. Ok. Și motorul, domnule? Lăsați-l, că-l dau eu de aici. Ok. Hai de capul, că nici n-am știut, domnule. Haideți în față. Intrați înăuntru aici. Înăuntru? Da, intrați aici și rămâneți aici. Aici stau. Da, o să iau și imediat o tabletă. Să vă dau sentințele. Dar poți trimiți la pușcărie. Deci nu am intrat bine pe seră, că deja suntem la pușcărie. M-am dus până mai încolo, a făcut power gaming, mergeam și ăla a intrat cu 400 mine, m-a făcut muci, a înrulat, frumos, el s-a dat jos din mașină, m-a luat cu taser, m-a dat jos din mașină, m-a băgat în mașina lui, cătușe, m-a dus la secție, ies că n-am bani să plătesc amenda, mi-a dat amendă 50 de milioane și m-a băgat la gel 50 de milioane. Aseară am zis că mă duc la spital, pentru că îmi pog niște vene, nu mai puteam. Oficial suntem eliberați de la penitenciarul Los Santos. De acum, dacă... Na, apare bine că am ajuns Los Santos până la urmă. Dar va trebui să facem rost de o mașină. Sau să ne cumpărăm ceva de 6 milioane, pentru că am cam luat Geralt de la un polițist. Dacă furi o mașină, nu ar fi mai eficient. Ai idee de unde să culeg grăbe și de astea? Nu știu. Ok. Gata, fraților, avem aici și mașina. Mă, băi, și fetea m-a dormit și eu puțin aici la dealership și când m-am trezit, a venit iarna, aparent. Băi, e frumos cu iarna pe 5, n-am ce să zic. Cumpăr jucării? Ce jucării? Jucării de-alea, de fac așa, pac, pac. Aaa, cât costă? Păi depinde ce vrei. Păi nu știu, ceva mai ieftin așa. Păi cel mai ieftin e un pistolaș de-alea la 7 bețe fără glanțe și o bețe jumate cu full glanțe. Nu, n-am bani, pare rău, șef. Ceva cuțit, n-ai? Cuțit ai de la... ăsta... N-am cum să vând eu. Cuțit de la... Da, șeful, am înțeles. Da, am rămas fără mașină. Hai să mergem puțin la șorul să vedem o mașinuță așa mai ieftină. Nu, deci toate sunt așa de scumpe, what the fuck? Apoi cred că rămânem să furăm încă o mașină. Salut, frate. Salut. Frumoasă mașină. Mulțumesc. E Polo? Da, frate. Mecă, și mecă. Vreau să intru ceva. Vrei locație de bani murdar?
Bă, frate, nu, că tocmai ce am venit și eu aici, nu s-a întors, nu prea știu ce să zic. Păi te învăț eu. Da, dar n-am ce să fac cu ea, știi ce zic? Ok, ok, ok. Mersi, frate, oricum. Da, pe nici. Bă, o să-i fur bicicleta la asta. Cât costă un polo de ăsta, frate? 14 milioane doar? Da, l-am luat din banii aia de ții de asemenea. Bă, tu ești prost? Tu cât bagă-i una. Păi, e safe zone, n-am. Nu te intră în el, mă. Hai că vin și eu să-i fug bicicleta. Mamă, ce intră în el, fii atent. Mamă, cred că l-a omorât. Mamă, ce-l bate. What the fuck? Mersi, frate, mersi. Gata, băi, și fete, avem și transport. What the fuck? Sunteți bine, domn polițist? L-ai spart, frate. S-a culcat un pic. L-ai spart, frate. Mersi de biciclete, ce pot să duc. Bă, oricum n-aveam cu ce să mă deplasez, știi? Bă, dacă ești ceva un admin, să știi că pe el am mâncat. Deci eu chiar n-am nicio vină. Eu? Da. Nu sunt frate, stai, știi? Bă, stau, dar zic așa. Mă, du mă, frate, mersi frumos de bicla. Tu chiar n-ai mașină? Nu, n-am, serios. Păi, de când te joci? De ieri. Păi, cu... vrei să facem afaceri? Ce afaceri? Gen asta de te învăța eu cu asta, cu pontul ăsta, asta se vinde pe 6 milioane. Și facem jumate-jumate. Interesant. Interesant, și... și îți iei și mașină. Cum te cheamă, frate? În viața reală asta? Nu, frate, în viața reală aici. Ciordel. Ciordel? Ciordel. Interesant. Numele mă definește. Cam pe unde stai așa ziua, știi ce zic, să te mai caut par de treabă? Păi, bă, în general pe la show, pe la showroom, că, da, știi să fac combinația asta. Bine, frate, păi atunci ne mai auzim oricum. Da, frate. Dacă te răzgândești... te caut eu. Da. Te pup. Bine. Ciao. Hai, te salut. Am avem un nou contact în oraș, domnul Ciordel. Nu, 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 că mă descurc. Sigur? Da. Hai, frate, un pic, nu sunt bani. Nu mă urc, nu mă urc. Mi-e frică. Nu, 7 milioane, nu prea putem să facem nimic. Ești bine, frate? Nu prea. Sunt în ambulanță, ceva? Nu, domnule, nu. Chem poliția? Lasă-mă, pis, să stau pe spate. Bine. Nu te asigur și tu ai intrat și în mine. Eu, domnul. Avea verde. Verde? Taci și pleacă de aici. Ei, te duci undeva? Nu, lasă-mă, aici. Salut. Am vrut să-i ajut pe băieții ăștia de aici. Că am văzut că sunt morți, aparent. Am devenit și eu unul. Vreau zici că sunt NPC. Te rog, sună la ambulanță, te rog, te rog, te rog, te rog, te rog. Cred că fac tichet. Apar bine. Spune. Salut, frate. Cum îl iau în brațe? Slash carry. Ești? Bro, ce dracu s-a întâmplat, că nu mai înțeleg nimic. Mă, stai, tovarășul meu ăla, mă. Dar vezi să n-am luat. N-am lărgat cu el în brațe, că n-ai voie. Ok, îmi cer scuze. Alo, sunteți bine? Hai, frate, că mergem. Aoleu. Cred că acum chiar nu are cine să ne ajute. Na, o să-mi dau respawn. Bă, ne-am luat respawn. Dar nu este asta o mare problemă. Mă, băi și fete, cam aici se încheie și acest videoclip. Eu sper că v-a plăcut și nu uitați, mă, băi și fete, dacă vă place să mai facem videoclipuri pe acest server, pe Proper Kings, haideți să facem la videoclipul acesta peste 100 like-uri și o să facem și partea a doua la acest videoclip. Deoarece sunt chiar foarte, foarte multe lucruri de filmat pe acest server și vreau să spun că nu fac acest videoclip pentru a denigra serverul nici de cum. Sincer, eu chiar mă distrez pe el și sincer chiar îmi face plăcere să mă joc, pentru că este foarte, foarte catering, adică n-a puteți și voi observa
fazele care le-am întâmpinat doar în câteva ore de server. Deci, mobiși, fete, nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe. Numele meu a fost Webster2ca, stați așa să ne parcă unui mașinuț aici. Acesta a fost serverul Profor Kings România. 100 like-uri pentru partea a doua. Vă mulțumesc pentru vizionare. Vă salut. Pa, pa.